Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, e momentul să-l cunoaștem pe noul concurent din Casa Mireasa. Se numește Dani, vine din Ploiești și este însoțit de mama sa, doamna Loredana. Și dacă sunt pregătiți, și cred că sunt, îi invit chiar acum să pășească pentru prima dată în Casa Mireasa. Hai, Dani! Și doamna Loredana! Bună ziua! Bine ați venit la Mireasa! Haideți să vă așezați! Vă rog! Of, îmi imaginez așa că primul impact când intri e așa, poate copleșitor, nu? Aveți emoții, sunt convinsă. Nu-i așa, Dani? Te-ai înroșit foarte tare. O fi de la gerul de afară sau? Te-a plouat? M-a luat un pic, m-am luat ceva. Asta a fost primul impact când ai intrat în Casa Mireasa. Dar să fie de bun augur. Doamna Loredana, sunteți bine? Da. Sunteți foarte frumoasă și foarte tânără. Mulțumesc. Câți ani ai? 25. 25. Îl însurăm? Eu așa aș vrea. Așa ați vrea, nu? Păi da. Dacă ați făcut atâta efort încât să lăsați tot ce aveați de făcut acasă, familie, soț, așa, asta e. Trebuie să te însori. Hai să-l cunoaștem pe Dani. Numele meu este Crăciun Dani Florin, am vârsta de 25 de ani și sunt din orașul Ploiești. Sunt o fire foarte ambițioasă, sunt muncitor. Am început să lucrez de la vârsta de 15 ani. Prima dată am făcut o promoție, am fost o mascotă. După am avansat și am fost supervisor. După 2 ani de zile am început să lucrez la un hotel, am fost recepționer. În urmă am apucat de vândut mașini. Și de-a lungul timpului am reușit să strâng niște bani și mi-am deschis propria mea afacere, o vulcanizare auto. Am aproape 3 ani zile de când o dețin. În paralel cu vulcanizarea, lucrez în străinătate, la o firmă de curierat, în Germania mai exact. Am ales să plec în străinătate pentru un surplus de bani, pentru că bunica mea mi-a lăsat o casă, unde am și vulcanizarea și vreau să o modernizez. În viitor vreau să am o stabilitate financiară, încât să întrețin o familie. Vreau să am și copii, 3 mai exact. După atâția ani de distracție și de copilărit, a venit timpul să fim un pic mai maturi și mai serioși. Cel mai greu moment din viața mea a fost când m-am anturat cu niște prieteni și cumva o luasem puțin razna mai mult. Eram pe distracții, timp de un an de zile am deraiat puțin de la drum. Suferința totul meu m-a trezit la realitate, mi-am dat seama că trebuie să schimb neapărat. Atunci cumva m-am trezit la realitate, că nu-i bine ce fac și că îi dezamăgesc pe mine. Dar de când am plecat în străinătate, mi-au revenit. Am avut două relații serioase, ambele au durat 3 ani de zile. Prima a început la adolescență și aș putea să spun că a fost începutul meu în viață. A fost o iubire nebună. A doua relație a fost o relație matură. Ultima relație s-a terminat acum 3 ani de zile. Am mai fost pe același drum. Eu am vrut să mă dezvolt din punct de vedere financiar și nu am mai avut timp pentru plimbări și distracții și încă îmi susțin ideea acum tot pe același drum am rămas. Am nevoie de cineva care să tragă cu mine, să fim un întreg. Îmi place foarte mult să mă distrez, dar acum sunt la stadiul în care aș vrea să mă distrez alături de jumătatea mea. Îmi doresc o femeie puternică, ancorată în realitate, să susțin idealurile. Mai presus de atât, fata pe care mi-o doresc, vreau să fie cel mai bun prieten al meu. Vreau la finalul zilei să mă întorc într-un loc sigur. Loialitatea, afecțiunea și atenția ar fi niște calități care m-ar face să-mi iasă în evidență. Mereu am fost vrăjit de frumos și mi-aș dori o femeie îngrijită, frumoasă,
senzuală, cu forme tip clepsidră, care să știe limita vulnerabilității, aș prefera să fie blond. Cred că am toate șansele să o găsesc aici. Părinții mei au o relație de căsnicie de 25 de ani și a fost dragoste la prima vedere. Cel mai bun model în cuplu al meu sunt părinții mei. Aici este exact tipul de iubire cum mai în filme găsești. Alături de mine o să vină mama mea. Mama mea știu mereu cu cine ies. I-am cerut mereu părerea despre fata cu care umblu. Ca orice mamă, nu prea i-a plăcut puțin fetele care am umblat, dar asta nu prea a contat, sincer, fiindcă mereu am fost genul de om care s-a dat capul de preț și, într-adevăr, a avut mereu dreptate, dar a fost o lecție. Acum o să-i ascult sfaturile, adică cumva o să facem o echipă și să ne punem de acord dacă este ce trebuie sau nu. În mod special m-au atras două fete. Și aș putea spune că sunt înalte, sunt foarte carismatice și au și un caracter puternic. Abia aștept să le cunosc. Te-ai uitat, da? Da. Îți place de cineva fără să-mi spui? Cred că da. Puțin da. Și mamei îi place? Că înțeleg că mama are un cuvânt important. Și ei, dar nu s-ar putea să nu... Să nu-i placă aceeași persoană? Da. Doamna, ce ziceți, doamna? De ce nu v-au plăcut fetele, doamna Loredana, fetele cu care a fost Tani? Consider că i-ar trebui opusul lui. El și-a căutat fata cu un caracter asemănător. Și se cam izbeau cap în cap. Bine, atunci vă întreb pe dumneavoastră. Faceți portretul fetei care s-ar potrivi cu Dani. Cum ar trebui să fie? Ar trebui să fie o fată liniștită. Ok. Ar trebui să fie o fată care să-l poată stăpâni. Mhm. Este mult prea temperamental și vulcanic. El? Da. Așa la prima vedere nu pare, da, știți cum e. Are emoții, foarte are emoții, și de aia. Ok. Da. Ar trebui cineva opusului. Ce e fetelor? Păi eu zic să ascultați toate cele care nu aveți gânduri până acum, da. Vreți să îi spuneți ceva? Zirina! Hai că... Bine ai venit! Denisa? La fel, bine ai venit. Băi, lasă cu bine ați venit, să trecem de faza asta. Te evident bine ai venit. Vrea cineva să-l întrebe ceva? Măi... Fiți atente. Dani va sta în această noapte în casa fetelor. Eu! Ca să recupereze și omul, asta e, nu? Să aveți timp, nu primește date. Ce spui, Vlad? Eu cred patul meu, adică nu, îmi dau pe al meu, mă duc eu. Îi dau toată camera, mă. În casa fetelor. Eu. Ce unde doarme? Păi, nu Vlad. Cum îi dă patul? Da, eu îi dau patul meu. Da. Nu-i dă, eu nu, voi n-ați înțeles. Dani doarme în casa fetelor. Unde? Într-un dormitor. Unde? Din casa fetelor. Într-un dormitor din casa. Vă rog frumos să-l primiți bine, să-i dați să mănânce, să-l ajutați să se acomodeze, să-i spuneți mersul casei, să-i explicați cum stau lucrurile, să-l lăsați să vă cunoască. Pentru că de asta a venit în casa Mireasa. Evident că o să vină și băieții la un moment dat, că înțeleg că e primul task astăzi în casă. Deci o să interacționați și voi, nu e doar la băieți task. Ok, nu veniți băieți, gata. Însă este seara lui, este momentul lui să cunoască fetele. Vin și eu după două luni. Ce zici? Ies afară și mă întorc. Vrei să stai la băieți în casă? Păi dar pe pentru cine vrei tu să stai hatice la băieții casă? Ia spune. Da. Spune. Ia, bună exact. Întrebare. Dacă... M-am plictisit de tatăl. Te plictisit. A, de, da? A. Vrei, să-l, vrei să-l cunoști mai bine pe... Mihai. 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 Mihai, da. Păi stați un pic. Eu zic să vedem mâine. Poate-ți schimb părerea. Bine.